Uite că mai vine cineva. Gata. Da, cred că da. Asta să da, să zică cineva. Motor. În primul rând, mulțumim că ați fost invitații noastre care a fost, într-adevăr, făcut ad hoc foarte rapid, având în vedere că la spitalul nostru s-a avut două zilele trecute un eveniment medical, o procedură medicală nouă, care cu implicații în salvarea de vieți, dar o să las colegele imediat să vorbească despre, în practic, despre acest eveniment. Eu vreau să subliniez faptul că și acest lucru, despre care se va vorbi imediat, vine în contextul în care conducerea Spitalului Județean și eu personal ca manager ne concentrăm pe stimularea activității tinerilor medici, pe care știți că anii trecuți i-am tot angajat, și pe creșterea calității actului medical și a complexității lui. Avem aici de față, în afara conducerii Spitalului Județean, două tinere doctorițe, anesteziste, cum se zice în popor, care s-au ocupat personal de o anumită procedură medicală, așa cum v-am spus, și despre care o să povestească cu amănunte. Doamna doctor, domnișoara doctor Diana Ponto și domnișoara doctor Maria Farca. Domnișoara doctor, vă rog să preluați. Bună ziua, mă mulțumim din nou pentru prezență. În data de 5 decembrie 2023 se internează cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Obiște de către doctorița Dumnezeu, medic neurolog de gardă, un pacient în vârstă de 43 de ani cu un diagnostic sumbru de hemoragie intracerebrală frontopalieto-temporală dreaptă, aflat în comă profundă, da, o comă clasică, o comă skill, 3 puncte, ce se află, din păcate, deasupra resurselor neurochirurgicale. Acest pacient s-a admis de urgență în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Obiște, unde s-a inițiat prompt un suport vital avansat. Starea pacientului s-a menținut, din păcate, critică, iar reevaluarea computer-tomografică efectuată a decelat, din păcate, agravarea hemoragiei intracraniene în profita unui tratament maximal, ce a fost administrat aici. În data de 8 decembrie, doctorița Maria Farca, medicul ATI care s-a implicat cel mai mult în managementul acestui caz, a ridicat suspiciunea de moarte cerebrală. A contactat aparținătorii care și-au oferit acordul pentru continuarea investigațiilor necesare confirmării diagnosticului de moarte cerebrală și de stabilirea oportunității de donare de organe. Ulterior a contactat-o pe doamna conferențiar universitar dr. Liliana Mirea, în mod curent șefa secției ATI-1 a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, doamna conferențiar oferindu-și acordul pentru transferul acestui pacient în vederea continuării investigațiilor necesare. Astfel, în garda mea din 9 decembrie, pacientul s-a transferat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unde s-au inițiat investigațiile necesare confirmării acestui diagnostic. S-a inițiat procedura de declarare a morții cerebrale și ulterior a fost pacientul declarat eligibil ca fiind inclus în procedura de donare de organe, astfel că în data de 10-12 la ora 4 dimineața a avut loc o prelevare multiorgană a acestui pacient de 43 de ani. O să rugăm și pe domnișoara doctor Farca să vă spună câteva cuvinte, puține, care zic că are emoții, dar nu un act medical. Bun, eu ce pot să zic? Mă bucur că a fost o inițiativă care a fost acceptată de Spitalul Floreasca, care a fost cu reușită. S-au prelevat rinichii, ficatul și cornea. Și aș îndemna pe orice apasionator care are un pacient în stare gravă, în terapie intensivă și care ar fi eligibil pentru donarea de organe să fie de acord cu efectuarea acestei proceduri dacă se ridică suspiciunea diagnosticului de moarte cerebrală, având în vedere că putem salva viețile altor persoane care sunt în mare necesitate. La nivelul spitalului nostru, din păcate, nu există acreditare pentru a stabili diagnosticul de moarte cerebrală, pentru că investigațiile preliminare încadrării în criterii de eligibilitate de stabilire a diagnosticului de moarte cerebrală s-au inițiat la spitalul nostru. Noi eram convinse că pacientul este moarte cerebrală, dar întrucât
dar nu este acreditat, ar trebui să contactăm o unitate superioară. Acesta este acreditat atât în a diagnostica moartea cerebrală, cât și a efectua prelevare multiorgană. Da? În momentul acesta avem conducerea spitalului în... ne susțin și le mulțumim pe această cale. Ne-au susținut întotdeauna de când am început activitatea aici. Și intenționăm, cu suportul dumnealor, să nu fie un eveniment izolat. Astfel că vă asigurăm că în următoarea perioadă vom depune toate eforturile ce țin de conducere să acredităm spitalul județean în vederea acreditării de prelevării de organe. Ce ar trebui să faceți? Trebuie precizat și un lucru care mi pare destul de important, transmite cu condoleanțe familiei dumneavoastră, că vă dați seama că a fost trecut un eveniment neplăcut și le mulțumim că au acceptat să salveze alți oameni. Da, familia a fost îndurerată. Dar vă dați seama că este foarte greu, este foarte greu cel puțin în România să înțelegi că omul tău drag, deși este inima îi bate, da? El este susținut doar de aparate, deci funcțiile vitale ale domnului sunt suplinite în integralitate de aparate și creierul dumnealui, funcțiile cerebrale superioare, ceea ce ne definesc, da? Sunt abolite. Că respirația dumnealui nu există, e ținută de ventilator, că inima bate pentru că dăm substanțe, că nimic funcționează pentru că stimulăm. Da? Dar creierul, ceea ce ne face pe noi, este absent. Dar pentru familie este pentru foarte dificil. Pentru familie este foarte dificil, pentru că la tine simte că este cald. Da, așa spun, dar este cald, dar uitați că inima bate, cum se poate așa ceva? Astfel că, în cadrul acestui proces, pe lângă partea medicală, da, de a diagnostica, ne trebuie să știm să discutăm cu familiile în așa fel încât să le